Băi, există cineva pe pământ care n-a auzit până acum de Happy Tree Friends? Adică mă întreb. Deci ceva mai tare pe pământ nu există. De multe ori când zici copilărie, mi-aduc aminte cu mare plăcere de toate desenele de pe vremea aia. Regele și Aman, Viața cu lui, Cei cu ani de copii la 402 și Lista continuă. Băi, dar nimeni n-a mai pomenit de Happy Tree Friends, adică și desenele aia cel puțin mie mi-au marcat copilăria. Probabil de asta am crescut și așa de dobitoc, asta explică totuși multe. Cred că prin clasa 4-a am aflat de aceste minunate desene, deci acum... Acum mulți ani am aflat de ele și prima oară când am văzut, am ascultat intro-ul ăla, era așa happy, colorat, vai ce frumos, adică îmi venea să borăs puțin. Dar, na, ce să vezi, aparențele mai înșeală. Desenele astea îți dau idei, jur, nu foarte bune, ce-i drept. Și cum mulți dintre voi deja știți despre ce e vorba, m-am gândit să fac o reacție la 2 sau 3 episoade preferate de ale mele, nu? Ar trebui să fie amuzant și haida pe treabă! Deci ăștia, mă rog, nu sunt foarte mulți, adică 1 sau 2 maxim de nu ați văzut în viața voastră așa ceva. Intro-ul vă avertizez că e prost, adică chiar e dubios, așa te întreb ce dracu e asta. Dar urmează ceva mișto. Superb. Asta explică, deci eu am copilărit cu desenele astea, asta explică cât de dobitoc, de ce am crescut așa dobitoc. Avem grijă la deget să nu se întâmple ceva, pe lămâia, corect, pe jumătate. Dar s-ar putea să rămâi fără față. Iar sucul de lămâie în cazul ăsta ajută enorm. Superb. Și în caz că nu v-ați dat seama până acum sau ceva, dar de obicei că rămâi așa fără jumătate de față cumva sau piele, mă rog, îți vezi de treaba ta, de afacerea ta cu limonadă și aia e, că trebuie să scoți banul cumva, nu? Adică nu e ca și cum ai rămas fără jumătate din față de... Nu e ca și cum te duci la spital sau whatever. Acolo ați dat partea aia, nu. Se întâmplă să... Limonada asta presimt că o să aibă un gust extraordinar, adică... E unică cum ar veni în viață. Limonada din portocale de Sicilia, cum ar veni de alea roșii. Chiar cred că puțin zahăr. Așa, dă-i cu zahăr. Sigur o să... Niște gheață. Și în final, lămâie. Ăsta e unul din episoadele mele preferate. Până una alta, hai să mai vedem vreo 2 sau ceva. Deci și asta era Dumnezeu, efectiv. La, la, la. Ei, ce distractiv! Deci copii, dacă aveți o acadea, niciodată să nu alergați cu acadeaua în mână pentru că s-ar putea să vă împiedicați și să vă intre în ochi. Apoi, încercând să scoateți acadeaua din ochi, va ieși. Perfect logic. Super. Ei, ce ar fi să dau cu ciocul? Băi, măcar n-a picat direct, a? Să facă contact cu pământul, foarte că n-a. Uite, acum a picat, se împrăștia de tot. Dar așa... Corpul a rămas în siguranță. Aie,
S-a mai și căcat aia pe deci, e fabulos. Nu știu ce bolnav mental sau ce bolnav mental ar fi putut să se gândească la așa desene, dar trecem mai departe cu un episod fabulos din punctul meu de vedere. Ăsta cum ar veni, i-a dus pe ăștia la zoo. Ce se poate întâmpla la zoo? Dar renul ăsta, Doamne ferește, cât de prost era renul ăsta, Doamne, Doamne. Amuzant, cum dracu. Să vedem cum procedează, ha? Da, corect. Nu cred că a procedat foarte corect. Dar... Good job. Perfect. Există și partea a doua, nu? Da. Hai să vedem și partea a doua, adică vorba aia, să fie cu finalizare. Adică, te-ai trezit, mă? Ai înghețit în puii mei o... Acum încă mai ești în viață? Cred că a digerat-o, ha? Cu siguranță a digerat-o. Acel moment când pui mâna pe șarpe. Na, când ți-o cauți... Superb! Se întâmplă ceva superb. Ok... Nu că iar ieși ceva din cap, din... Se frică de așa ceva, iar... Calmează-te, tot o să fie ok, nu se va întâmpla nimic rău. Mă rog. Dracu, ai evadat maimuța asta sau babuin sau ce vrea să fie, nu știu. Pentru fetele, nu?
care totuși nu-și doresc balon clasic, adică... Și din toate alea, fix pe ăla, mă, fix pe ăla-l nimerește. Hei, nu mai plânge, poftim un iepuraș! Din iepuraș a făcut un iepuraș, doar că... Da. E cu bagaj. Balonul ăla e cu bagaj. Foarte obositor. Lipsește cineva oare? Aparent nu, dar tu o să morți, adică... Totuși avem un elev nou. Nu? De la soare l-au schimbat, nu știu, are altă înfățișoare de la cine știe. Cum să-ți vină prietenii, așa idei, să faci așa... Dar da, ce naiba să mai zic, adică Happy Tree Friends, desene, nu? Pentru copii, exclusiv pentru copii, așa ceva. Și da, noi ne auzim data viitoare. Hai cu share-ul, cu like-ul și cu toate alea și ne auzim data viitoare. Hau! Să fie pace la orice. Doamne ajută!